la Consiliul Județean am revenit cu experiența acumulată, cu cele mai bune intenții și cu dorința de a aduce în județ cât mai multe investiții sau servicii necesare într-un fel sau altul comunității județene. Nu pot să spun că mi-am găsit și dușmani de top, cel puțin în privința gestionării deșeurilor. Am în firma Ecosud un adversar care nu face rabat la nicio metodă de a crea probleme instituției și mie. Înțeleg că unul dintre acționari s-a lăudat că am mai puțin de 4 plinde penale la DNA. Una dintre ele privind faptul că am schimbat destinația unor sume de bani reprezentând penalități de plată ale redevenței pe care dumneavoastră o datorau Consiliul Județean și am transferat în 5 bani pentru plata salariilor de GSPC anul trecut, că știți că au fost ceva probleme în acoperirea sumelor. Celelalte 3 plinde penale, habar n-am despre ce, la ce anume se referă, ce tratează. N-am fost chemat până acum. Nu mi-e teamă nici când voi fi chemat. Eu apăr interesele comunelor și orașelor din județul Giurgiu, evident și a municipiului Giurgiu, în această relație cu Ecosud și nu regret niciun altă deciziile pe care le-am luat sau pe care le-am propus și au fost aprobate de Consiliul Județean. Avem câteva procese în derulare, primele două deja sunt favorabile Consiliul Județean, vom vedea ceva hotărâri instanțe. Dar am și adresat din categoria pandicari, care nu înțeleg că s-au terminat alegerile de 2 ani, care nu înțeleg că nu într-un mod suburban și abject, aș putea spune, se pot promova persoane înainte, unii înainte altora și unii mai deștepți, mai frumoși și mai capabili decât ceilalți. De când am reușit să întrerup contractul domnului Lupu la DGSPC, o serie de oameni care erau abonați la bugetul instituției au avut de suferit direct. Încet, încet s-au constituit într-un grup care, nu de puține ori, au căutat modalități concrete de a-mi crea probleme. Spuneam în ședința de Consiliu, ca niciodată în anii anteriori, se lazi cu plățile, am plătit foarte multe sume datorate din anii anteriori, vouchere de vacanță, sume de bani câștigate de angajați în instanță. Avem un lucru, proiecte de investiții, avem proiecte de reparație la căsuțe pe partea de infrastructură, nu s-a făcut nimic în ultimii 6 ani. Și cu actuala conducere pe care o felicit din corpore, DGSPC începe să devină o instituție, așa cum ar trebui, care să pună în centrul activității sale beneficiar, copil, adult sau persoană vârstnică. Despre cei nemulțumiți sau bondarii care au trebuit să fugă de lângă borcanul cu miere, n-am prea multe de spus, pentru că, la modul în care a pornit această campanie, o considere din stat pentru mine inacceptabilă, dar și inabordabilă. Dumneavoastră și tuturor cetățenilor de Giurgiu, vă spun doar că nu e absolut nimic adevărat în toate aceste minciuni. Mulțumesc presiei că nu a preluat acest articol, scris de un domn care are foarte, foarte mari probleme cu legea în România, domnul Mihai Ghezea, s-au asumat, din ce am văzut, un articol pe care a venit și la Consiliul Județean. Voi continua discuția, disputa dumneavoastră doar în instanță. Voi face plângeri penale, civile, deși nu prea mă pricep, am apelat la 2 avocați. Tuturor celor care, într-un fel sau altul, au avut legătura cu acest subiect. Și iau în calcul aici și posibilitatea să existe deja, dar fiindcă bugetul deja se este foarte consistent, să existe, spun ca nespecialist, un grup infracțional care să încerce să schimbe modul în care funcționează Consiliul Județean și în care sunt aplicate atribuțiile mele, iau în calcul și faptul că au fost lezate interesele județului Giurgiu. Adică vorbim de, în perioada aceasta, de investiții foarte mari care sunt transferate din spațiul estic ex-sovietic către Europa și județul Giurgiu, în loc să facă un flot comun la nivelul leadership-ului pentru a atrage aceste investiții în județ și în beneficiul tuturor giurgiuvenilor, face exact ce n-ar trebui să facă. Apare, se finanțează și se promovează
o asemenea mizerie, repet, care n-are în spate nicio dovadă, și mai mult decât atât, liderul cel mai important partid din județul Giurgiu, partid de opoziție din județul Giurgiu, partid aflat în astfel guvernamental, în loc să ceară la rândul lui dovezi celui care a scris, repet, un om cu serioase probleme penale, îmi cere mie explicații și îmi pune să prezint nu știu ce și nu știu cum. E jenant. Am fost în toate casele protejate și în toate clădirile care aparțin deja SPC. Domnul Mina, cu colecția lui de Adidas de peste 100 de euro, n-a călcat niciuna și îmi reproșează mie că țin cu beneficiari, când privesc un că îi simpatizez și că am o părere bună despre ei. Într-adevăr, prin acest periplu, ca orice om, te atașezi mai mult de unul sau de alții. Am prieteni, dacă e permisă formularea, mai prieteni decât alți prieteni, la Casa Daniela, la Casa Salonii, unde sunt copii, la apartamentele 21-22 din Giurgiu, unde sunt persoane adulte cu dizabilități. Dar atunci nimic mai mult. Atât am vrut să spun, repet, voi continua în instanță, deci nu sunt specialist și nu am făcut niciodată rolurile astea, pentru că deja modul în care a fost abordat acest subiect inventat iese din orice tipar și din partea mea, din punctul meu de vedere, nu merită niciun fel de înțelegere. Dacă aveți întrebări, o să încerc să vă răspund cât pot de succint. Nu vreau să implic nici instituții, cu atât mai puțin persoane care n-au nicio vină că au fost trecute în acest scandal. Vă rog, vreau să ați dat like la toate postările lui Mihăiță Grigore. Mihăiță Grigore, mă scuzați puțin. Ba da. Ba nu vă. Da, da, da. V-a plăcut. A, like? Da. Domnul Mihăiță Grigore să știe că decizia 130... O secundă, încerc de vă rog, ca să termin eu. Decizia 137 în alte curte de casație și justiție spune că persoana care promovează articole pe Facebook, articole cu conținut defăimător, se face vinovată de săvârșirea unei ilegalități. Preluarea asumată de către titularul contului, depășirea limitelor libertății de exprimare și acordarea despăgubirii morale duc de la către rezultatul previzibil al unei asemenea demers. Deci sunt atât de supărat încât voi iniția acțiuni în instanță împotriva tuturor celor care au promovat fără să verifice, fără să întrebe. Pe mine nu au căutat nimeni să mă întrebe dacă o virgulă din acest material este adevărat. Dar au promovat, au și susținut că e adevărat. O să ajungem să ne certăm unii cu alții, deși, repet, ar trebui să facem front comun. E o perioadă grea, doar împreună puteam să convingem mulți oameni care ar putea să facă bine județului Giurgiu că trebuie să vină aici și să-i primim cu brațele deschise și să le acordăm tot sprijinul pe care, evident că împreună, l-am fi acordat într-un mod mult mai eficient decât o face Dumitru Beanu personal sau Partidul Național Liberal în ansamblu său. Dar nu se dorește. Nu se dorește ca Giurgiu să fie un județ dezvoltat, nu se dorește să vină aici investiții, se dorește să rămânem săraci și ușor de mințit, pentru că sunt partide și sunt oameni care doar asta știu să fac. Și nu ratează nicio ocazie, din păcate. Mă scuzați, vă rog. Ăștia cu like-ul nu intră, nu? Nu intrați. Like-uri puteți să dați. E dreptul noastră. Lăsând deoparte... N-a fost un reproș, dar... Vă respect ca ziare, știți. Chiar nu știam tata. Dar mă rog, se poate. A dat-o altcineva, da. Poate greșesc eu. Nu nimeni în locul meu, dar dacă e like de la mine, înseamnă că e de la mine asta. Vă rog. Lăsând deoparte mizerile în articol, tot ce cu conotații sexuale sau de deviații sexuale, mi se pare personal niște mizerii. Însă sunt acolo niște lucruri pe care presupun că ar trebui să le lămuriți. Și e vorba de tipul acela Miu. Da. Și o acuzație acolo că dumneavoastră l-ați scos din niște chestiuni penale, ați intervenit. Dacă e așa, nu sunt da. Trafic de influență, întreb. Răspund, de da. Am văzut postarea. Am văzut postarea. Îmi confirmă un prieten că ați dat like și la postare și la toate comentariile defavorabile mie. Dar e dreptul dumneavoastră. Vă respect în continuare ca ziare și dacă asta, deși nu vă înțeles. Mulțumesc, presa încă o dată, mult mai important. Fiecare dreptul să facem ce. Încă o dată subliniez, mulțumesc presei, pentru că, indiferent de simpatii și antipatii care sunt mai mult decât acceptabile, nu a preluat acest material care nu are cum să fie acceptat nici măcar de oameni
părtinitor 100%. Revin la întrebare. Eu pe acest domn l-am cunoscut doar ca prieten al domnișoarei Alexandra și doar împreună cu ea m-am întâlnit cu el. Și cu sora ei și cu alte persoane. Nu am întâlnit cu el pe holul poliției, cum scrie acolo, nu umblam, n-am intervenit în ce dosare a avut el, nu știu de 7-8, am văzut declarația, nu știu de ce a făcut-o, să-l întrebe cine el măsură, ce știu eu, de la el personal, că acum 3-4 ani a avut o perioadă de rătăcire, a fost prins și are 2 dosare penale pentru conducere fără permis. Unul este în instanță și într-adevăr i-am spus că dacă nu are bani, îl ajut eu cu un avocat, dar faptul că el și Alexandra urmează să aibă un copil și l-au asumat amândoi și vor să se căsătorească. Și mi-am permis într-adevăr să spun că, dat fiindcă s-a cumințit de 3 ani de zile, s-a angajat, vrea să-i temeze o familie și toate cele, probabil că instanța va da o pedapsă cu suspendare. I-am zis, probabil, nu sunt jurist și am vrut cumva să-l și încurajez. Al doilea proces de care știu și ultimul urmează, este încă la parchet, din ce rațiuni acolo, nu știu, n-am vorbit cu nimeni și fac o declarație evident publică, care poate fi verificată, n-am vorbit cu nimeni din poliție pentru el sau în favoarea lui sau nu știu care cum spune. Eu cu domnul Georgescu, fostul comandant, nu am întâlnit decât o dată sau de 2 ori în sediul prefecturii, cu domnul Dana o singură dată în sediul, în biroul meu. Nu știu pe nimeni din poliție care se ocupă de dosarul ăsta, n-am intervenit, n-am vorbit cu mine. De ce spune el de 7-8? Sincer, nu știu și nici n-am vrut să-l întreb, pentru că, evident, m-am supărat și că în declarația asta, care n-are nicio legătură cu realitatea. Domnul președinte. Da? Deci tot ce spun eu poate fi verificat. Dacă nu e, cum spun eu, în secunda 2, pentru motivul ăsta, sunt de acord să iau calcul, să-mi dau demisia. Mă surprinde lipsa de reacție a domnului Paraschiv. Am vorbit chiar cu domnul Paraschiv. N-aș putea să, să vorbesc în numele dumnealui. Cu ce argument mi s-a părut mie că poate să aibă o poziție corectă? A spus că deja are anunțate foarte multe controle. Primul avem de la AJP și n-a relevat nicio deficiență în cazul inventate domnul Ghezea și înțeleg că și de la Ministerul Familiei urmează să primească un control și toate cele. Probabil după ce va parcurge etapa asta, va face un raport și îl va prezenta public. Dar n-am nicio emoție în privința asta, pentru că mi-a confirmat și dânsul că tot ce scrie acolo sunt invenții și că nu e nimic adevărat. Dacă sunt invenție, e invenție și faptul că cele două fete au fost duse la întreb. Da, vă rog. Cele două fete au fost duse la un cabinet de ginecologie, la spital, cu o mașină, care nu e instituție. Tot ce scrie acolo sunt invenții, plătite de cineva cu scop evident de a denigra persoana Dumitru Bean. Nu a dus nicio mașină de la Consiliu. Sunt două fete la casa Ansaloni care au rămas însărcinate. Una a pierdut sarcina, a doua este Alexandra, care încearcă să susțină din toate puterile acest demers și îmi pare rău că are contact cu asemenea activități. Dar de toate aceste acțiuni s-au ocupat și le-au dus la bună deplinire specialiștii de la DGASPC, nu consulțean sau doamne ferește la cineva, exclus așa. Dacă înțeleg din articol că nu erau trecute nici raport la persoana respectivă sau la DGASPC, A beneficiat de control, din ce știu la domnul Paraschiv, a beneficiat de control și de consiliere psihologică minoră, să ai un copil ca minor și să ți-l și asum, să vrei să-l păstrezi, e chiar la îndemână oricui. Poate aia n-ar fi trebuit să fie tretă în scandalul ăsta, dar ăștia sunt oameni și ăștia sunt și, cum spuneam, marea mea dezamăgire, lideri politici care n-ar trebui să se cupă la nivelul ăsta. Da. Deci, acestea au avut parte de un regim privilegiat. În ce sens? Ei așa spun. Tu, îi spun multe. Îi spun multe. Îi spun multe. Fozele acelea le-am făcut eu. Da? Au fost de câteva ori cu mine, cu prietenul ei, fata mare, și cu alte persoane din instituție sau din Consiliu și nu a fost niciodată ceva ilegal. S-a știut domnul Paraschiv, a știut cei care sunt acolo în fiecare zi cu ei, deci n-am ce să comentez. Nu s-a bătut de la regulamentul. Nu. Dar încă o dată, ce credeți dumneavoastră că ar putea să reprezinte un reproș? Am fost în toate casele, da, și o să mai merg. Și, într-adevăr, ca orice om, nu poți să tratezi cu aceeași cotă de simpatie pe absolut toată lumea pe care întâlnești. Sunt persoane absolut adorabile în sistemul de protecție socială, vor să mă credeți. Dar am rămas eu mai impresionat și m-am lipit sufletește mai mult de
Casa Daniela, Casa Ansaloni, unde sunt copii, și de apartamentele 21 și 22, unde sunt adulți. Săptămâna trecută am ieșit la pizza cu câțiva beneficiari de la apartamentul 21, de pe din Giurgiu, pe, îmi scapă numele străzii. Dar asta este, sunt acțiuni ale mele personale, nici măcar nu o să le promovez, pentru că nu au legătură cu funcția. Sunt oameni de la care chiar am ce învăța. Ascultându-l pe ei, înveți că și dacă e grea viața, dacă ai încredere în Dumnezeu și în forțele proprii, găsești soluții. În costul de la reprezinte, considerați tot materialul din iară de rigoare publicat de cineva de la persoană este o răzbunare a unei persoane pe care ați descris tot ce mi-aș dori foarte mult ca, în urma proceselor și plângerilor pe care le voi deschide, să vină din partea unor specialiști asemenea răspunsuri. Nu vreau să mă pronunț, dar mai mult decât evident că nu e nimic întâmplător și nu e nimic care să fie cumva fără justificare în acest demers. De ce a făcut tocmai acum? Adică sunt chestii despre care vorbești acolo care sunt vechi și apare tocmai acum între scandaluri. Au fost voci care au spus inclusiv în spațiul public că se pregătește un asemenea scenariu încă de acum 3 luni de zile. Eu am crezut că a fost o exagerare și că ori fi analizat suficient de bine pe asta și ori fi ajuns la concluzia că nu merită. Numai că ceea ce s-a spus atunci s-a întâmplat și ăsta este pentru mine un motiv, că este o acțiune deliberată, premeditată a cuiva. Sperăm să aflăm acum. Mi-aș dori foarte mult. Credeți că se vor opri aici sau vor opri? Nu știu, nu mă interesează. Înțeleg că... Înțeleg că mai spun că mai au... Da, nu știu. Înțeleg că au spus că mai au nu știu ce alte informații. Mai înainte de demisie. Cât la sută trebuie să fie adevăr sau cât la sută ar fi adevăr de acolo ca dumneavoastră să trebuiască să vă dați. Nu. Eu îmi dau demisia dacă ceea ce spun eu nu este adevărat. Nu mă pune să convertesc niciunile unora în gesturi proprii. Da? Ați înregistrat tot ce am spus până acum. Dacă ceva nu este adevărat, atunci discutăm pe acest subiect. Și m-ați întrebat punctual pe intervenția mea, care într-adevăr e un subiect sensibil. Da? Intervenția mea la ofițer de bursă, la procuror, la cine cumva, ca să nu și-am analizat niște cazuri. Nu s-a întâmplat așa ceva și dacă ar fi cineva, un om respectabil din instituțiile de forță ale țării, o dovadă cât de mică, atunci discutăm altfel, într-adevăr. Dar vă spun sincer că nu s-a întâmplat așa ceva. Ei, la un moment dat, în articol respectiv, pun întrebarea un om important din județ, decât cu o minoră luată fix de la casa de copii. Se întreabă. Și ce vreți să spunem? E o poză de prima pagină. Da, da. E fake poza aia? Nu, eu am făcut-o. Da. La Ponton, restaurantul de lux, acolo mergeam de fiecare dată că le plăcea fetelor și însoțitorilor, le plăcea peisajul. Bine, nu e un... A fost o întâlnire de fiecare dată în spațiul public, da? Niciuna prin camere, prin apartamente, prin... Da. Mă rog. Nu e acolo, se poate mânca și înghețat. Dădea mai bine. Da. Deci de fiecare dată ne-am întâlnit doar în public, în această locație. Și mai era o acuzație acolo, acuzația vis-a-vis de nu știu ce apartament pe care ați închiriat neoasă, nu știu unde. Nu l-am închiriat eu. Am fost și eu la prima vizită acolo, le-a închiriat exact tânărul despre care vorbiți, care e din Tangâru, comuna Stăinești, lucrează la București și pentru că voia să fie alături de fată, având de pe servici și a primit să închideze și un apartament și am fost să-l văd pentru că, având această legătură cu Alexandra, am încercat într-adevăr să-l ajut cu niște mici servicii care nu fac obiectul discuției. Dar n-am fost o singură dată acolo și n-am nicio legătură cu închirierea acelui apartament. Vă rog, dacă mai sunt intervenții, dacă mai sunt întrebări. Pot fi, până la urmă, verificate toate ieșirile fetelor, nu? Da, nu e nicio problemă. Repet, AJPIS deja a fost și a încheiat un raport, nu l-am cerut, nu l-am citit, nu m-am interesat. Ei dau treaba asta cu încălcarea regulamentului, cu nu știu ce. Nu. Bilete de voi. Nu. Da, eu nu... Mașini ale instituției. Nu am niciodată, de fiecare dată s-a întâmplat asta, sâmbătă sau duminică, și am plecat de acolo cu mașina mea personală, nu cu mașina instituției, niciodată. Da? A fost o singură dată când fetele au venit la sediul Consiliului, la o aniversare, pentru că există nu doar cu mine o relație specială, au mai fost colegi care au mers împreună cu mine la toate aceste căsuțe. Nu e un demers acesta cu totul aniversar. Sincer, a fost ideea mea, dar nu sunt singur, nici pe departe singurul care susțin asta. O groază oameni de bună credință și
care s-au implicat în susținerea acestor evenimente au participat și colegi din Consiliu și oameni de bine din oraș. Deci, fetele, a fost o noutate pentru foarte multă lume, întâlnirea asta între oameni din afară și oameni din sistemul de protecție socială. Și s-au legat foarte multe prietenii. Dar nu a fost vorba să folosesc vreodată mașina instituției pentru cine știe ce plimbări sau alte asemenea. Bine, ei spun la un moment dat că de fapt ar trebui folosită mașina instituției și nu mașina... Dumneavoastră, ca specialist, ați văzut că sunt foarte abil în a formula. Eu vă spun că în instanță vor trebui să spună mult mai multe decât au spus acolo și să aducă și argumente care vă garantez că nu le au la niciuna dintre nebuniile pe care le-au trecut în materialul ăla. Da. E ceva nou și trist pentru scena politică asta rudimentară, iuliuveană, să îți dai seama că trebuie să apelezi la asemenea atitudine insalubră ca să câștigi, nu știu ce, avantaj sau șansă în fața altcuiva. Pentru mine e o mare dezamăgire și ce s-a întâmplat și aștept să vedem să se confirme și cine a finanțat. E o mare dezamăgire și cuvântul domnului Mina legat de acest subiect. Cum mai că sunteți parteneri? Asta înțelegem, sunt parteneriat. Dar, oricum, aveam deja o dezamăgire la adresa lui, dar nu mai surprinde. În construcție de țeam chiar se muncește. Vă rog să mă credeți că asta e cel mai important lucru pe care pot să-l spun despre ceea ce facem noi acum. Ce au făcut alții și ce vor să facă dacă revine treaba lor. PSD, am și primar PSD care mi-au spus că e incalificabil ce se întâmplă și că n-ar fi trebuit să gândească cineva în asemenea acțiune. Eu vă spun că PSD nu va câștiga și nu va recâștiga Consiliul Județean mizând pe asemenea instrument. Da, aștept să se convingă sigur și să vedeți că mă veți da dreptate. O secundă e că s-a început cam de vreme. Da, mi se pare prea de vreme. Nu comentez. Să fie ca o lovitură de glas. Da, da. Dar atunci și cum voi nu aș ști că subiectul ăsta se va relua chiar în momentul... Bine, cu siguranță. Nu numai ăsta. Vom vedea. Mai multe. Vom vedea. Acum depinde de instanță cât de repede va proceda la instrumentarea plângerilor pe care le voi depune. Împotriva tuturor celor care, într-un fel sau altul, au adus atingere unei instituții și unei persoane de demnitate publică. Până la urmă, ies din sfera strict personală și mi se pare normal să am această abordare, pentru că, repet, prin persoana Dumitru Beanu sunt lezate interesele județului Giurgiu. Plângerea o va face și domnul Parafin? Nu știu, n-am vorbit cu dânsul acest aspect. Dar puteți să-l... Din păcate, semnul de întrebare va rămâne. Ok, punem întrebarea. Cine a comandat? Dar se pune și întrebarea. Cât adevăr e acolo? Da. Bine. Se știe. Este societatea românească... Și voi știți, și eu știu. Întrebările sunt... Românească, că tot este ceva. Da. Bine, vom vedea. Repet. Sunt doar dezamăgit de asemenea de mers, nici de cum speriat sau impresionat de mizeria asta. Vom vedea. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Vă rog, vă rog! Am și eu ceva de zis apropo de întrebarea că ar fi anumit beneficiar de la DGSPC privilegiați. Și de ce n-am permis să... Doamna a fost una dintre persoane care au comandat torturi pentru... Da, și a fost și implicat alături de un ONG și... Da, corect. E adevărat, poate că uneori pare că unii sunt privilegiați. Ei, în sistem, toți beneficiază de aceleași drepturi oferite de stat, prin instituțiile statului. Dar nu v-ați prezentat? Când, da, nu, stai, sunt pe totul de păi nu ca să... Puneți și microfonul, că se aude. Am făcut o paranteză așa lung pentru... Puneți-ți la microfonul. Da. Atunci când o persoană privată, cum sunteți dumneavoastră, cum am mers eu, că n-am mers în calitate de angajat, decide să facă un cadou, o surpriză. Bineînțeles, fiecare o face în limita bugetului pe care și-l permite. Și atunci, probabil că intervine subiectivismul, în sensul că a fost acum două luni la o fată. Din listă, îți alegi. Ziua cui vrei să o servezi? A unui copilaj de 2-3 ani? A unui adult? Eu am ales o fată care împlinea vârsta 12 ani. Pentru că, nu știu, așa am simțit-o în acel moment. M-am interesat despre ea, era pasionată de machiaj și de unghii cu gel, chestiuni de genul acesta.
Și am considerat că mă pricep să-i și fac un cadou, chiar să o impresionez, ceea ce am și reușit, și eu am ales-o pe ea. Aia a fost alegerea mea și e normal să fie subiectivă, pentru că eu sunt persoană privată, alături de o asociație. Am vrut de 1 iunie să le facem o surpriză unor copii, unor, pentru că suntem acolo 5-6 persoane și avem un buget, cât am să le facem tuturor. Și am pornit de la 20 de copii. Am reușit să adunăm 40, știți că ați dat știre. Ne-am bucurat, pentru că atunci când am început să strângem bănuți, au mai apărut unul altul care au zis, vreau și eu să sponsorizez 5 copii. Acum asta nu înseamnă că ei sunt privilegiați, spre deosebire de cei care nu au participat la acțiune. Unii nu au participat pentru că erau posibilitatea de a se întreba. Am vrut să fac această completare pentru că... Nu a fost întrebarea. Da, acum... Și până la urmă e o bucurie când o persoană privată vrea să facă surprize, nu știu, mai regulate. Dar oare nu îi descurajează acum? Persoanele păi dacă luați în sensul ceea acest... ce s-a întâmplat, domnule președinte, să nu li se întâmple și lor? Da, asta nu pot eu să comentez. Da, pentru că Silviu Dumitrescu, vă cunoașteți cu toții, primarul Adrian Anghelescu și mulți alții fac astfel de acțiuni de caritate în... cadrul acestei instituții. Vezi că nu s-a întâmplat nimic până acum. Știi, ăsta e un precedent. Domnul președinte, persoană publică, el are o funcție și probabil de aceea reprezintă mai mult interes acum. Da. Și eu am dat parte. Nu, dar eu fac referire. Și a spus, acum să opri camera. Dar și noi am dat camera. Până la urmă, care adoptă un copil, să alege un copil, dar apoi ar să-l fie privilegiat. Dar acum ce să facem? Să nu mai adopte niciunul dacă nu ia pe casa? Eu sponsorizez din copiii de la 21 și 20. 20 că știu că locuiți acolo, nu știu, n-am spus supra așa. N-am spus, da. Mai bine, repet, 5 lei, mai... Dar știți cât se bucură chiar și la un tort? Adică e ceva ce n-au mai primit până acum, adică... Așa. Și acum, unii care merg, cumpără un tort. Alții care poate au un buget mai mare în luna, le mai iau și un cadou, o haină, o cea... Dar asta nu înseamnă că unii privilegia și altul nu. Aia e, așa a nimerit... Da. Fiecare face bună. Bine, mulțumim mult.